După revenirea în țară, în cursul zilei de 30 ianuarie, sportivii au fost supuși unor teste medicale de laborator, în urma cărora un sportiv a fost depistat pozitiv cu gripă de tip A. Pentru ceilalți sportivi, rezultatul testului a fost negativ. Din păcate, situația sportivului depistat pozitiv cu virusul gripal de tip A s-a agravat, acesta necesitând internarea la secția de boli infecțioase a Spitalului Județean de Urgență Zalău pentru tratarea corespunzătoare a complicațiilor apărute. Ca urmare a acestui fapt, a fost eliberat o scrisoare medicală de către secția de boli infecțioase a Spitalului Județean de Urgență Zalău, din care reiese necesitatea ca toți contractanții sportivului infestați să fie izolați la domiciliu, simptomele prezentate de către ceilalți nu au necesitat internare, însă în mod imperios necesar, toți contractanții necesită izolare la domiciliu. Din păcate, cu toate insistențele conducerii clubului, nu a putut fi reprogramat meciul care se va disputa duminică 2 februarie 2020 în sala sporturilor Horia Demian din Cluj-Napoca, deoarece conducerea grupării clujene nu a fost de acord cu disputarea partidei la o dată ulterioară. În condițiile în care în România a fost declarată deja prima săptămână epidemiologică de gripă, a fost înștiințată Federația Română de Volei asupra acestui fapt și asupra pericolului în care se află atât membrii echipei, cât și orice persoană care intră în contact cu aceștia în perioada recomandată pentru izolare. De menționat faptul că această situație a fost întâlnită și la alți sportivi, care nu sunt componenți ai lotului volei municipal Zalău. Până la această oră, nu a fost primit niciun răspuns din partea Federației Române de Volei cu privire la problema semnalată. În cazul în care nu va fi înaintat un răspuns de către Federația Română de Volei până cel târziu sâmbătă dimineața, echipa de volei din Zalău va efectua deplasarea la Cluj-Napoca, chiar dacă este necesar a fi izolată de alți contacți. În caz contrar, cele 3 puncte puse în joc vor fi atribuite grupării clujene. Menționăm însă că efortul fizic făcut în condițiile în care simptomele gripale sunt prezente la toți membrii lotului poate duce la complicații majore.